actualitatea socioeconomică internă și internațională sunt în mod constant preocupări ale cadrelor didactice haretiste. Provocări actuale ale economiei românești, creștere, competitivitate și inovare a fost tema recent încheiatei conferințe naționale organizată de Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Spiru Haret. Evenimentul, care s-a bucurat de participare internațională, s-a constituit într-o analiză a stării economiei din ultimii 25 de ani. Printre invitații de onoare au fost academician, profesor universitar dr. Gheorghe Zaman, directorul Institutului de Economie Națională al Academiei Române, precum și Aurel Andrei, președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, filiala București. În plenul conferinței au fost prezentate multe lucrări interesante, pe teme precum structura tehnologică a exporturilor românești, legătura dintre profesiile juridice și cele economice, importanța profesiei contabile în România și știința deschisă. La eveniment au fost prezenți și profesori din străinătate, conferențiar universitar dr. Esref Savaş Vasi de la Hacettepe University din Turcia și Vita Iugneviciene din Lituania. Conferința Economică Națională a Facultății de Științe Economice se bucură an de an de un succes din ce în ce mai mare, nu doar în rândul cadrelor didactice și cercetătorilor, dar și în rândul practicienilor din domeniu.